Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Deținuții politici din Onești și împrejurim, o istorie dureroasă a muncii forțate și supraviețuirii. Polițiștii din Bacău încerpăzitori pentru șoferii blocați în trafic. Pompierii băcăuani, eroi în zăpadă, transportul în siguranță al unui copil bolnav din Lipova. Deținuții politici din Onești și împrejurim, o istorie dureroasă a muncii forțate și supraviețuirii. Joi 6 aprilie, filiala Cosânzeana, Bibliotecii Radu Roseti din Onești, a găzduit un eveniment special. Este vorba de lansarea cărții Deținuții politici din Onești și împrejurim, scrise de Gheorghe Bogza. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 70 de ani de la înființarea coloniilor de muncă forțată de la Onești. Cartea scrisă de Gheorghe Bogza este o cercetare atentă a istoriei coloniilor de muncă forțată de la Onești, care au fost înființate în anul 1953, în timpul regimului comunist. Aceste colonii au fost destinate în principal deținuților politici și au fost utilizate ca mijloc de reeducare și reabilitare. În cartea sa, autorul explorează istoria acestor colonii și prezintă povestea deținuților politici care au fost forțați să lucreze în condiții inumane. Acești deținuți au fost adesea supuși unor abuzuri și tratamente inumane de către gardieni și supraveghetori. Cartea prezintă de asemenea rolul important pe care l-au jucat aceste colonii în economia românească și în dezvoltarea orașului Gheorghe Gheorghiu Dej, actualul oraș Onești. La evenimentul de lansare a cărții au participat numeroși profesori pasionați de istorie, precum și urmașii ai celor care și-au găsit sfârșitul în coloniile de reeducare de la Onești. Discursul de deschidere a fost susținut de Mihaela Grigoraș, reprezentant al Muzeului de istorie de la Onești, care a subliniat importanța păstrării și promovării istoriei locale. Detalii în minutele următoare. Timpile voastre, doamnelor și domnilor invitați, bine ați venit la noi. Sunt Mihaela Grigoraș, de la Biblioteca Municipală Radu Roseti și îmi face deosebită plăcere să vă urez un călduros bun venit la acest apel lansat de domnul Gheorghe Bogza. Din binecuvântate fricini, domnul director Ionu Stenie nu poate fi prezent alături de noi la această manifestare, însă cu gândul și cu sufletul este alături de noi și m-a rugat să vă transmit urările de sănătate și cele mai gândurile dumneavoastră cele mai bune și sărbători pascale binecuvântate, pentru că acestea se apropie cu pași repezi și nu știu dacă reușim să ne mai întâlnim până atunci. Deci sărbători pascale binecuvântate în mijlocul celor dragi domnilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns prezent apelului lansat de domnul Gheorghe Bogza. Domnia sa este neobosit căutător de comori. Însă comorile pe care le caută domnia sa au ceva mai multă substanță. Domnia sa de fiecare dată vine înaintea noastră și ne prezintă o veritabilă lecție de istorie locală și nu numai. Este un iubitor al istoriei, este un om sensibil și generos. De fiecare dată când pornește în explorarea unui anumit subiect, este atât de generos cu rezultatele obținute, încât nu se poate abține să nu ni le prezinte. Bineînțeles că subiectul nu este epuizat, pentru că revine și revine asupra lui căutând o altă fațetă care merită a fi exploatată și explorată și de fiecare dată ne surprinde cu noi rezultate. Știți că piramida lui Maslow spune că necesitatea, odată satisfăcută, nu mai are aceeași intensitate. Ei, la domnia sa, paradoxal, nu este chiar așa. Pentru că de fiecare dată are un dor și o dorință neostoită de a căuta noi și noi subiecte pentru a le explora. Și de fiecare dată ne demonstrează că sensibilitatea dumnealui capătă noi valențe. De fiecare dată îl vedem și îl auzim prezentând noi subiecte.
Este un om care, dincolo de sensibilitate și de delicatețea cu care manevrează subiectele, demonstrează faptul că, pe lângă faptul că aude, știe să și asculte. Pentru că doar un om sensibil și generos poate să audă vaietul, tânguitul istoriei, al oamenilor care, iată, au fost mărturisitori ai credinței. Sunt convinsă că foarte mulți dintre domniile dumneavoastră au ajuns pe la închisori, pe la sighetul Marmației, au reușit să ajungă în anumite închisori unde au fost deținuți politici și fiecare dintre domniile dumneavoastră cred că ați auzit acel vaiet, acel acel tânguit al pereților în care s-a imprimat, iată, suferința celor care au și-au petrecut ultimele zile, poate, între acele ziduri. Autorul cărții, Gheorghe Bogza, a oferit o prezentare detaliată a cercetării sale. Bogza a vorbit despre procesul și anii de scriere a cărții și despre provocările pe care le-a întâmpinat în timpul cercetării istoriei coloniilor de muncă forțată din Onești. De asemenea, el a subliniat importanța de a duce la cunoștința publicului această parte importantă a istoriei orașului Gheorghe Gheorghe Udej. Lansarea cărții Deținuții politici din Onești și împrejurim a fost un eveniment important pentru comunitatea locală și pentru toți cei interesați de istoria României. Cartea lui Gheorghe Bogza oferă o perspectivă unică asupra istoriei coloniilor de muncă forțată din Onești și ne ajută să înțelegem mai bine impactul acestora asupra societății oneștene. Din 2015, când a apărut prima carte despre deținuții din coloniile de muncă Onești și Borzești, am mai scos încă vreo două cărți, cum se spune, dar aceasta a rămas, cum se spune, ca o datorie, pentru că odată ce a apărut prima, a apărut întrebarea și totuși care au fost deținuții politici din zona noastră. Fie că a fost închis la Onești, deși nu este o regulă, era să nu fie închis în localitățile învecinate, ci duși în cealaltă parte a țării, fie cei care s-au născut sau, mă rog, o vreme au locuit pe aceste plaiere. Ce v-a împins așa sau ce v-a convins să așterneți pe hârtie această lucrare? Oarecare neputința noastră a tuturor. În ce sens? Încercând să caut, inclusiv la Biblioteca Municipală, inclusiv pe internet, care totuși este o sursă bună unde sunt cărți scanate în integrum și mă bucur că le-am descoperit acolo, totuși autorii de monografii de toate, în special de localități, vorbim mai mici sau mai mari, au evitat și evită în continuare să facă mențiuni despre acești deținuți politici, confundându-i, presupun, sau având un scrupul, sau considerându-i pe toți ca fiind legionari, ceea ce, bineînțeles, nu sunt. Haideți să vorbim un pic despre ceea ce ați descoperit pentru a-i determina pe cei care ne urmăresc să caute cartea și să o citească. Păi avem nume din Onești și din localitățile limitrofe. Le pot regăsi în carte, nu dau foarte multe nume. Este părintele protopop Curcuță, este iarăși părintele călugăr adoptat de noi, Gherasim Iscu, care va fi și canonizat de Biserica Ortodoxă, dar eu l-am preluat în carte pentru că el a fost închinoviat ca frate la Mănăstirea Bogdana și am preluat și Mănăstirea Bogdana ca fiind a noastră. În special, am găsit foarte multe cazuri de preoți, mai puțin laici, cum se spune, dar și dintre aceștia s-am găsit câteva nume și am alcătuit un prim capitol al acestei cărți. Bineînțeles, baza cărții sau capitolul cel mai consistent este tot al celor care au trecut prin coloniile de muncă de la Onești, Borzești, aceștia fiind cei care au venit fie de la Bicaz, fie de la canalul Dunărea Mare Neagră. Aici a fost un fel de respiro pentru unii, pentru alții a fost mai rău. Punctul terminus, dar mare majoritate au fost eliberați de aici. Bineînțeles, vremelnic, pentru că ulterior au fost mare parte din ei rearestați, duși în Brăgan. Se vorbește, printre istoricii locului și nu numai, chiar și poate și la nivel național, se vorbește foarte puțin despre ceea ce s-a întâmplat în aceste colonii de muncă. Este adevărat. Poate aici, nedrept.
poate nedrept, dar aici vreau să laud și am să repet în micul meu speech de prezentare al cărții, laud inițiativa protopopiatului Onești a părintelui Ioan Bârgăanu, care a cerut preoților din parohie să consemneze, să întrebe și să consemneze despre cazuri de deținuți politici din parohiile lor. Deci, repet, ceea ce am spus și mai devreme, mulți îi consideră pe toți, pentru că securitatea a scris la mulți dintre ei activitate legionară, că le era mult mai ușor să-i condamne. Sigur. Deși mulți au fost peneliști, penețediști și orice alte partide, sau chiar apolitici, dar nu aveau atitudine. Da, sau aveau atitudine dușmănoasă. Era ușor de spus. Da, această sintagmă, atitudine dușmănoasă și cu aceasta îi se punea eticheta. Da, erau denunțurile între, cum se spune, vecini de case, cum se spune, care aveau un anumit ceva contra respectiv, neînțelegeri minore și era ușor să spună la securitate, eu știu că ăsta a vorbit urât despre, da, sau a vorbit urât despre o rânduirea socialist-comunist. Da. Felicitări pentru această lucrare și așteptăm continuarea. Scuzați emoțiile, continuarea nu cred că va mai fi de la mine, aștept deja aici se intră, cum se spune, în specialitate. Cartea, și repet, tuturor, este o carte de popularizare. Nu vă așteptați la ceva științific. Numele nu sunt în ordine alfabetică, cum se pun în dicționarele cele adevărate și pe care și eu le-am consultat. Le-am luat cum le-am găsit și le-am pus acolo, părându-mi se mult mai frumos ca altcineva mult mai studios, mult mai specialist, să ducă câte un caz, poate, până la capăt, să studieze în arhive. Eu, din păcate, n-am avut acces în arhive decât la nivel de internet, unde, totuși, mă bucur că au început să se publice foarte multe informații, așa cum vedeți și aceste fișe matricule penale pe care le-am expus pe pereți, ca să înțelegem ce înseamnă fenomenul. Da. Vreau să îi mulțumesc personal și în numele comunității noastre, domnului Bogza, pentru dragostea pe care ne-o arată fiecăruia în parte și tuturor la o altă. Numai din dragoste poți să fii atât de cuplat la realități și atât de conectat cu societatea, cu comunitatea în care trăiești. Să-i mulțumesc pentru dragostea pe care o arată istoriei acestui pământ, pentru că doar hrănindu-ne cu roadele istoriei putem să creștem, să ne dezvoltăm și de ce nu să încercăm la rândul nostru să scriem istorie, așa cum înaintașii noștri, așa cum cei pe care îi evocăm astăzi au făcut-o. Din păcate, din nefericire, Oneștiul se află și zona Târgovna, zona platformei pentru chimicele Borzești, se află pe harta unde au suferit oameni pentru ca noi astăzi să fim liberi, să ne putem exprima. A venit peste noi un val bolșevic care ne-a schimbat valorile, care a stricat din temelie, a zdruncinat din temelie tot ceea ce era clădit pe un fundament bun, pe o morală a poporului și o morală naturală. Și iată, a venit acest vânt, a scos în față oameni care nu aveau ce căuta în față, au venit așezați pe tancuri și așezați în locuri de conducere, oameni pe care societatea îi marginalizase ca fiind non-valori. Nu puteai să schimbi regulile unei societăți sănătoase decât cu oameni bolnavi. Oameni bolnavi la suflet, oameni cu conștiințe pătate, oameni care nu aveau scrupule, puteau să calce foarte ușor peste principii, peste oameni și de ce nu să calce peste Dumnezeu. Acești oameni au vrut să reeduce. E paradoxal despre ce vorbim. Pentru că nu erau pregătiți să primească nesimțirea ca dar, unii au suferit. Și cine trebuiau reeducați? Profesori universitari, medici, preoți, ingineri, studenți, elitele intelectuale
ale acestui popor. Lucrurile au degenerat, știți foarte bine, s-a suferit foarte mult. Polițiștii Băcăuani, înger păzitor pentru șoferii blocați în trafic din cauza vremii nefavorabile. Într-un moment în care condițiile meteorologice nefavorabile afectau în mod serios traficul rutier, polițiștii serviciului rutier Bacău au arătat că pot fi mai mult decât simpli agenți de circulație, ci și oameni empatici și atenți la nevoile șoferilor aflați în dificultate. Pe DN285, în zona de trafic restricționat, șoferii de tiruri au fost blocați din cauza zăpezii și viscolului, fapt care a dus la situații critice și riscuri pentru viața acestora. În acest context, polițiștii au intervenit și au oferit alimente și băuturi calde, dar și sfaturi utile pentru a face drumul cât mai sigur posibil. Deși este obișnuit ca polițiștii rutieri să ofere recomandări și să asigure siguranța circulației pe drumurile publice, gestul lor de a oferi alimente și băuturi calde într-un moment dificil pentru șoferi este demn de remarcat. Într-o situație în care șoferii erau blocați pe drum și nu aveau acces la alimente sau băuturi, gestul polițiștilor a fost de un real ajutor și a contribuit la reducerea stresului și anxietății cauzate de situația dificilă. Mai mult decât atât, sfaturile preventive oferite de polițiști au fost deosebit de utile pentru șoferii blocați în trafic. Au fost incluse recomandări referitoare la adaptarea vitezei, la condițiile de drum și păstrarea unei distanțe suficiente față de ceilalți participanți la trafic și folosirea corespunzătoare a sistemelor de iluminare și semnalizare. Gestul polițiștilor serviciului rutier Bacău de a oferi alimente și băuturi calde precum și sfaturi utile pentru a face drumul mai sigur este deosebit de lăudabil și ar trebui să servească drept un exemplu pentru toți rutieriștii din țară. Este important ca polițiștii să nu se concentreze doar pe aplicarea regulilor de circulație, ci să fie empatici și să ofere sprijin și asistență celor care se confruntă cu dificultăți în trafic. Pompierii ISU Bacău, eroi în zăpadă, transportul în siguranță al unui copil bolnav din Lipova. Indiferent de vreme și vremuri, misiunea pompierilor rămâne aceeași, de a oferi sprijin semenilor aflați la nevoie. În cazul de față, intervenția promptă a echipajului ISU Bacău a fost crucială în asigurarea unei evacuări în siguranță a copilului cu stare febrilă mare din comuna Lipova. Fenomenele meteo extreme pot avea un impact major asupra comunităților locale, adeseori izolate, izolându-le și chiar limitând accesul la servicii de urgență. În astfel de situații, pompierii militari joacă un rol crucial în asigurarea intervenției prompte și în gestionarea situațiilor de urgență. Misiunile de intervenție din ultimele zile au inclus acțiuni de deblocare a vehiculelor derapate sau blocate, transportul persoanelor care necesită îngrijiri medicale și degajarea arborilor căzuți. Acest tip de intervenții necesită efort, resurse, dar și expertiză, iar pompierii sub Bacău au demonstrat încă o dată că sunt pregătiți să facă față provocărilor și să ofere sprijin celor aflați în nevoie. Este important să ne amintim că misiunea pompierilor militari nu se oprește niciodată și că aceștia sunt mereu pregătiți să intervină în caz de nevoie, chiar și în cele mai dificile condiții meteorologice sau în cele mai provocatoare situații, pompierii ISU rămân dedicați și implicați în îndeplinirea misiunilor lor esențiale de protejare a vieții și a proprietății cetățenilor. In memoriam Petru Plăcintă. Cu tristețe, comunitatea băcăoană a aflat de trecerea în lumea îngerilor a unui om deosebit. Este vorba de domnul Petru Plăcintă, înființatorul celei mai moderne grădinițe la acea vreme, grădinița agricola. Domnul Petru Plăcintă a fost un om cu o pasiune pentru copii și cu o grijă sinceră față de viitorul lor. Pe 1 iunie 1984, grădinița agricola a fost inaugurată, marcând începutul unei perioade de schimbare în educația timpurie din orașul Bacău. Sub îndrumarea și coordonarea lui Petru Plăcintă, grădinița agricola a fost dezvoltată ca o grădiniță modernă, cu o abordare inovatoare și creativă în educația timpurie. Petru Plăcintă a fost un om deosebit de iubit și respectat în comunitate, iar în timpul carierei sale l-a inspirat și a influențat viața a numeroși copii și tineri, dându-le șansa de a-și dezvolta abilitățile și talentele într-un mod creativ și eficient. Prin pasiunea și determinarea sa, Petru Plăcintă a creat o grădiniță
Chiniță, care a rămas un model pentru instituții similare, inspirând generații de educatori și copii în drumul lor spre descoperirea științelor și artelor. Ne alăturăm familiei în aceste momente dificile și le transmitem condoleanțele noastre pentru pierderea unui om atât de deosebit. Percheziții în mai multe comune din Bacău, arme și muniții deținute ilegal, identificate și ridicate. Acțiunea poliției băcăoane a dus la identificarea și confiscarea mai multor arme cu aer comprimat deținute ilegal în comunele Nicolae Bălcescu, Strugari, Asău, Pârjor, Blăgești și Ungureni. În urma percheziților domiciliare au fost identificate 5 persoane care dețineau aceste arme fără a avea autorizație. La domiciliul unui bărbat din comuna Nicolae Bălcescu, polițiștii au găsit o armă de aer comprimat cu seria ștearsă, prevăzută cu lunetă. La locuința unui tânăr din comuna Strugari a fost identificată o altă armă de aer comprimat, tot cu seria ștearsă. În comuna Asău, la domiciliul unui bărbat de 33 de ani, poliția a găsit o armă cu aer comprimat, în timp ce la domiciliul unui tânăr din comuna Pârjol a fost găsită o armă cu aer comprimat și 59 de cartușe. La domiciliul unui bărbat din Blăgești, polițiștii au identificat o altă armă cu aer comprimat, cu seria ștearsă, prevăzută cu lunetă. În comuna Ungureni, la locuința unui bărbat de 47 de ani, a fost găsit o armă cu aer comprimat fără serie. Toate aceste arme și muniții au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor. Persoanele implicate în acest caz sunt cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar dosarul penal a fost preluat de IPJ Prahova. Această acțiune a poliției este una importantă în lupta împotriva criminalității și a posesiei ilegale de arme. Armele deținute ilegal pot fi periculoase și pot pune în pericol viața și securitatea cetățenilor. Prin identificarea și confiscarea acestor arme, poliția poate preveni infracțiunile și poate proteja comunitatea locală mai bine. Peste 800 de polițiști se vor afla în stradă în județul Bacău, suplimentar față de dispozitivul curent pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și prevenirea producerii oricăror evenimente negative cu prilejul floriilor de cult ortodox și sărbătoarea Învierii Domnului de rit romano-catolic. Polițiștii băcăuani vor acționa suplimentar față de cei care se află în dispozitivul curent de ordine și siguranță publică, numărul patrulelor fiind suplimentat mai ales în apropierea lăcașelor de cult, în stațiunile turistice, precum și în zonele aglomerate. Efectivele de ordine publică vor fi prezente la activitățile religioase de amploare. Astfel, în perioada 7-10 aprilie, peste 800 de polițiști de la ordine publică și structurile de poliție rutieră, polițiști de investigații criminale și polițiști de la structuri rezervate de intervenție se vor afla în stradă, în dispozitive mixte de ordine și siguranță publică, precum și în proximitatea lăcașurilor de cult sau în locurile de desfășurare a manifestărilor publice circumscrise acestor sărbători. Pentru menținerea ordinii și siguranței publice se vor organiza zilnic patrule de siguranță publică, atât pedestre cât și auto. Activitățile vor fi desfășurate în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Rutieriștii sunt la datorie și acționează pe principalele drumuri naționale din județul Bacău pentru prevenirea victimizării prin accidente de circulație. Participanții la trafic sunt sfătuiți să adopte o manieră de condus preventivă, să respecte regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. În caz de nevoie, apelați numărul unic de urgență 112. Vom fi la datorie, ne anunță polițiștii. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 8 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat, soarele ne va zâmbi pe după amiază, mercurul în termometre urcă până la valori de 11 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 2 grade Celsius. Duminică, 9 aprilie, cerul va fi parțial înnourat, mercurul în termometre atinge valori de 13, poate chiar 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 3 grade Celsius. Luni, 10 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnourat, mercurul în termometre urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Sărbătoarea de flori și Paștele Catolic să le întâmpinăm cu speranță și cu încrederea că ne vor aduce mai multă pace, iubire și armonie în viața noastră. Echipa Acum TV transmite sărbători fericite tuturor!